Bine, v-am găsit la un nou episod, Legendele Premier League, împreună cu Ilie și cu Florin. Vorbim astăzi despre Robin van Persie, cel care a impresionat în Premier League la Arsenal, acolo unde a jucat destul de mult, 8 sezoane, pentru ca apoi să mai meargă încă 3 sezoane la Manchester United. Vine de la Feyenoord, acolo unde a crescut, și la echipa națională debutează într-un meci contra României în preliminariile pentru 2006. A fost un dublu 2-0 pentru Olanda în acele preliminarii. Și este de două ori golgheter în Premier League. La echipa națională este un vicecampion mondial 2010 și un bronz prinde în 2014. Dar în Premier League impresionează, nu? Mai ales la Arsenal, acolo unde a jucat mai mult, dar ia titlul cu Manchester United în 2013. Arsène Wenger îl face din extremă, îl aduce în mijloc, acolo în centru, pentru a face din el un vârf. El ajunge la Arsenal și ca să-l înlocuiască pe Dennis Bergkamp, retras între timp. Florin, cine e Robin van Persie? De multe ori în interviuri am fost întrebat care e cel mai bun atacant împotriva căruia am jucat. Și până să-l întâlnesc pe Van Persie, am zis Cavani, după ce am jucat împotriva lui Van Persie, am zis că e cel mai bun. Adică am jucat și cu Naționala României un meci de calificare împotriva Olandei. Mi s-a părut absolut fabulos meciul respectiv. L-am întâlnit și perioada United. Era ultimul lui sezon, nu mai era chiar același Van Persie, sau poate o fi prins el o zi mai proastă atunci. Dar în meciul pe care l-am jucat cu echipa națională în Olanda, cred că a dat 3 goluri, dar m-a impresionat felul în care se mișca, pentru că ca fundaș mereu vrei să-l ai atacantul sub control, să pui mâna pe el, să-l ai lângă tine. Dădea impresia că tot timpul păstra o anumită distanță sau mă făcea să merg aproape de el, dar dacă merg prea mult rămâne spațiu în spatele meu, dacă faci deci avea niște demarcări incredibile, da. Deci am avut impresia asta că nu l-am atins tot meciul, parcă n-am fost lângă el tot meciul. Deși era sarcina mea cea mai importantă să-l marchez, a dat un gol incredibil cu capul, în acel meci era Pantilimon în poartă și l-a lobat cumva cu capul dintr-un unghi imposibil. Ce să mai, un fotbalist cu niște execuții cum rar mai vezi. L-am întâlnit ulterior și la United, cum spuneam. Atunci jucam la Southampton, am câștigat meciul chiar pe Old Trafford și n-a mai fost atât de special atunci. Ulterior era plecat în Turcia, deci era cumva mai pe final, era chiar în prime. Dar da, un fotbalist incredibil. Și probabil că ar fi fost chiar mult peste ce a reușit să realizeze, dar el tot timpul era accidentat. Adică cam în fiecare sezon a avut probleme, da, cu accidentările. La un moment dat, chiar eu când am ajuns la Southampton, era un șeful fizioterapeuților, era un tip, un englez, care el m-a preluat după ce am ajuns de la aeroport. Cu el am făcut vizita medicală și tot. Era foarte apreciat acolo. La vreo 2 luni distanță a semnat cu United. L-au luat United. Și pe urmă am aflat că Van Persie l-a luat cu el în Turcia, adică a devenit cumva fizioterapeutul lui personal. Asta, făcând legătura cu ce spui vis-a-vis de accidentă, probabil a simțit că are nevoie de cineva non-stop lângă el. Omul ăla merge cu tine și în concediu la mare și îți face programul. Da? Apropo de asta, că aveam o discuție pe la special cu Decebal, că s-a întâlnit pe la mare în Grecia cu Van Dijk, cu, nu știu, bine, pe altă plajă erau. Și avea staff-ul cu el în vacanță. Cu Arsenal ajunge într-o finală, dar nu o joacă, o finală de Champions League în 2006. Și e un jucător esențial pentru acea perioadă a lui Arsenal cu Arsène Wenger. Da. A jucat și contra Stelei în 2007, într-o meci de grupă de Champions League. Da, știi cum e, că Arsène Wenger este un antrenor cu mare experiență și avea calitatea asta să pună jucătorul pe cea mai bună poziție, pe cel mai bun post, ca să dea cel mai bun randament, adică să scoată maximul. Van Persie era, nu știu, eu tot timpul, când mă uitam la Van Persie, mă gândeam că are aceleași calități ca lui Raul.
dar Van Persie cu o viteză superioară și cu niște execuții de-astea senzaționale, adică voleuri cu stângul, primea mingea în spațiu liber, apropo de ce spunea că aveau niște demarcări de-astea false, venea în față, după care cerea mingea foarte bine în spate. A făcut un cuplu, mie mi-a plăcut, erau doi, deci să ai doi jucători de viteză, Terry Henry și Van Persie în față, este clar că este super complicat pentru fundași centrali adversi să joci contra celor doi. Pentru că, plus că era și Pires, mi-aduc aminte, un jucător de ăsta super tehnic, așa, skillful în stânga. Dar revenind la Van Persie, avea, în momentul când îți dai seama că antrenor, că băiatul ăsta are un simț dezvoltat acolo la finalizare, n-are rost să-l joci undeva în bandă. Înainte nu era cu jocul ăsta între linii la extreme, adică să plece în genul. În perioada aia trebuia să păstrezi, să stai la cumva pe la bandă ca să deschizi. Ai lipit de bandă. Da. Și lucrul ăsta a făcut ca Van Persie să devină așa un lider și un jucător care n-ai cum să nu ți-aci aminte de Van Persie la Arsenal. Deci, repet, execuțiile la finalizare erau din alt film, adică era așa, din altă viteză, șuturi, un, doi, pleca, scotea adversar din joc, adică nu era 10. Nu era. Era al doilea atacant cu... cel mai bun exemplu ăsta e Raul. Deci de cum mă uitam la Van Persie, mi-a ce aminte de Raul. Și Raul la fel, tot așa, cu... Deci, repet, singurul lucru care nu... dădea cu virgulă ăsta, avea o viteză senzațională. Raul era mai... puțin mai... Da, nu cu viteză, mai... viteză bună, dar nu foarte bună, știi? Da. Van Persie mai longilin, așa, mai... Da. Mai, și Raul la fel. Nu știu dacă erau mai... Și Raul la fel avea, erau tot așa. Că nu era nici în al Raul și nici... E mai mic un pic, totuși. Cine? Raul mai da? Scurt. Da. Da. În 2012 nu mai prelungește cu Arsenal și merge la Manchester United. Mă rog, într-o atmosferă așa de, zice Robin Van Persie, nu s-a supărat nimeni. Nici eu pe ei, nici ei pe mine. Și se duce la Manchester United cam ultimul mare transfer făcut de Sir Alex și reușește să-i ia titlul lui Sir Alex. 26 de goluri marchează în acel prim sezon la United. Cu ce jucam față atunci? Că am așa un lapsus la... United era Rooney în acea perioadă. Rooney Van Persie. Da. Încheiem aici? Nu, dar este clar că... Uite, iar, că tot la manager, la antrenor. Adică, în momentul în care simți un jucător, stai pe bancă așa și îl simți ca oponent, ca adversar la Arsenal, îți dai seama cât de mult te-ar ajuta pe tine într-un context. Nu mai ții minte acum, era Rooney, Scholes, nu mai ții minte cine era Scholes, adică chiar nu mai ții minte formula asta la Man United. În 2013, cred că deja mai apăruseră un Fletcher, un băieția de mai jucăsără și cu Dinamo în... Roy Keane mai era? Roy Keane, nu știu dacă... Nu mai, deja nu? Era nu? Din generația trecută. Deci eu nu mai țin minte exact, Ronaldo plecase, nu? Deci sunt puțin, nu stă update cu formula în care era, dar dacă mi-ai spus de Rooney... Da, era, mă rog, eu am jucat 2014-2015. Doar Scholes și Giggs ar mai... Atunci era Di Maria, era... Vorbim de 2014, deja în 2012 era altă echipă, era deja Di Maria, Rooney, Van Persie, mai aveau campi din apărare, era Vidic. Smalling, nu mai era nici Vidic, nu. Deja schimbaseră generația. Da. Și a reușit să câștige campionatul, adică, senzație. Cred că în ultimul meci mi-aduc aminte finalul ăla, cred că l-am comentat. Erau și ei, au terminat meciul puțin mai devreme, la ultimul titlu al lui Ferguson. Da, în 2013. Erau, ei mai jucau. Și al lui United, nu? Cred că și al lui United. Și erau pe teren și trebuia să se termine un meci. Și erau așa, da. Și se cau dezvoltământul. Da, atunci a luat City, cred că a fost. Nu cu City. Nu, în 2014 a fost cu City. În 2013... Eu au câștigat în deplasare, trebuie să câștigi în deplasare și erau acolo pe teren și pe urmă am început să bucure, da. Frumos, frumos finalul ăla.
Da, uite, mă ajută cineva, 5-5 cu West Brom în ultimul meci, erau campioni deja atunci, în 2013. Cred că au așteptat cu City și au pierdut în următorul an. Da. Robin van Persie, ne-am mai întâlnit și noi cu el, nu avem amintiri foarte plăcute, dar suntem și noi suporteri ai fotbalului și ne plac fotbaliștii foarte buni. Cred că și astăzi este cel mai bun marcator din istoria națională a Olandei. 50 de boabe a apucat să dea. Data viitoare vorbim despre o altă legendă Premier League.